Gata, prieteni, m-am dat pe PPN la 12 kg, mănânc PPN azi și mâine și poi mâine, după aceea alt PPN, gata, detoxifiere, că nu se mai poate, chiar nu se mai poate. Gata, cu grătarele, nu mai merg în America să fiu up pentru fotbal, etc. Gata, și cumpărăturile, am luat și savarine și două sunde cu dovleac. Biscrim și sucuri. Am venit cu mașina sau nu am venit? Vom merge până acasă cu căruțul. Am salvat și pe fetele alea două. Așa că o să pot să pun pe cameră, că se auzea muzică. Trebuia să iasă prin altă parte și l-am deschis eu. Bam, bam. Primesc și când încarc, orice fac, e să filmez. Uite pe penele. Să pun la rece. Am lăsat traista cu bani, por bagaj acum, ca să pot să bag asta. Savarinele. Banii trebuie să stea la mine. Bam, bam. Zic cu mine, cu viața mea, că nu mai știu. Calmează-te, nu mai fi așa. Calmează-te, fă-ți filmări, o să-ți iei bani și te duci cu chirie, dar fă filmări ca lumea, fă mișto. Da, fac filmări, dar unde mă duc acum? Vorbește de mine, vorbește de ăla, vorbește subiect. Unde stau? Fă și mie, vorbește cu fofată, dacă are un apartament, să-mi chirează și mie. Pe lună de zile și dau bani peste lună. Băi, dacă aveam, chiar nu am pe cuvântul meu, nu am. Dar vorbește tu atâtea femei, unde ai tu aici cunoștință? Am eu femei? Da, și aia blondă, și toată lumea. Încerc, dar și tu aveai o grămadă care... Eu pe nimeni nu mai mă ajută nimeni, din cauza lui mama. Nu știu ce... Dar tu unde stai acum cu maică ta? Cu mama și se înceartă cu mine, urlă Don Jones pe saltea, nu am pat. Da, Mihai la doar de pat, Alin și eu Don Jones. A, deci dormiți toți acolo? Da. Păi lasă, decât să nu dormi deloc, mai bine și l-ați închiriat? Ba nu pot, păi de ce las acolo? L-ați închiriat? Dar cum să las acolo? Păi dacă n-ai bani, că e bine să stai și acolo decât deloc. Dar de ce nu vorbești tu să iau un apartament? Bine, o să vorbesc, o să vorbesc. Ori fă-i pe YouTube. Bine, pe YouTube. Spui că bei un apartament pentru Olga de la București. Ok. Cine are? Dacă făceai o filmare cu mine, vorbeam amândoi că era bine. Nu, mai bine. Ori sună tu femeile. Să sun eu femeile? Stai, serios, să mă ajută și pe mine. A mai venit, cum o cheamă fata aia din Italia? Pame, nu știu cum. O să bine el, dar nu. Da. Ce nebii, ești disperat așa? Mergi cu noi la mare, ai bani. Când plecați? Dar stai cu mine în cameră, la hotel. Când plecați? Zii, Mihai, la luăm pe Cristi la hotel, dar să-ți dormă cu mine. Bine, las-mă cu doare capul. La mare să plecăm. Las-mă doare capul când vorbești cu mine. Mâine plecăm la mare. M-ai prins pe dreapul, n-auzi că vreau trebuie aici, m-am făcut. Unde? Ce trebuie, vreau? Eu auzi, mă? Auzi, mă? Dar cum sunt genele? Mie de ce nu mi-ai făcut? Auzi? Ți-a pus gene? Mi-a pus la mare. Ia, mi-a pus gene. Miha! Bă, Cristi e în viața noastră. De ce mă face să râd? Dar am ieșit din toată depresia cu patrona. Să vii la Mihaela, că nu mă cu tine iasă din depresia Mihaela. Dar de cine filmezi fără să știm? Asta te-a mâncat pe tine. Tu meriți că de când te aștept din Germania, ai fugit ca o nebună. Nu mă așteaptă din Germania, merită să mă fie. Ei, mai aveam și o filmare cu tine, ești nebună la cap. Dar
Dar ai văzut ce filmat, filmat la cul și la burtă unde m-am îngrușat. Pentru că dacă tu te uiteai mai în telefonul meu, nu puteam să-l fixez ca lumea, că ai zis, aha, filmez. Ce nărocideți, când e plin, mă sui pe tine. Băi, trebuie să-l ții tu și eu să mă suipez. Mihaela, cu forța. Adică stai puțin, tu trebuie să mă violezi? Opa. Da, vine pe tine. Păi eu stau de bună... Să văd dacă mă ridici. Eu stau de bună voie, nu trebuie să mă violezi. Gata, le-au pe Cristi. David! David, salut, David! Hai să te iau de bărbat, o să facem bunurici, bine. O să facem mănuntă, filmat. Să-ți dea maică, să-ți dea maică ta 100 de galbeni și te iau de nevastă. Hai la tebrisune. Hai! Păi vorbește, zic că vrei să o iei pe Olga. Păi vorbește cu Marea Bănică. A? Vorbește cu Marea Bănică, că ți-am dat numărul. Păi vorbește tu, că cu mine nu vorbește. Mai dai un telefon, vezi ce mai zice. Nu, sună tu pe toată lumea, dar te zic că vrei să te măriți cu Olga. Bine, fac anunțul. Acum, tu ești, da. Ești de acord? Tu m-ai cerut sau eu te-am cerut? Da, vrei, serios? Eu te violez cu forța, cum te prind acum, direct violare. Deci mi-o violez cu forța, nu cu să stau de bună voie. Da. Ce nebună ești, Olga. Păi, serios, de ce să mai plec de aici? Unde e bine, dar nu e acasă. Ați ascultat înregistrarea? De fapt, convorbirea telefonică dintre mine și Olga, în care spune că mă violează cu forța. Cu alte cuvinte, să anunț pe toate căile și în televiziuni și pe internet, o iau pe Olga de soție. Bine, Olga, dacă tu ai cerut asta, acum ce să fac? Și violat și luat de bărbat, ca să zic așa, tu pe mine. Eu ți-am spus, o sunt pe Marea Bănică, dar tu vrei să anunți toate televiziunile. Nu știu cu care să încep. Să încep cu cei de la ProTV sau de la Antena sau Canal D. Să vedem, că nu știu exact. Bine, Olga. Fac anunțul. Olga, trebuie să răspunzi tu la mesajul ăsta, video. Deci, Olga, te iau de soție și mai întâi trebuie să te întreb, vrei să fii soția mea? Zic, fă, vrei să fii nevasta mea? Cum zicea Leo. Aștept un răspuns din partea ta, Olga, și după aceea vedem cu televiziunile. Poate că mă întorc. Eu tot zic că plec. E stabilit deja. Așa că am făcut anunțul, Olga. O să-l pun pe YouTube. Am și înregistrarea cu tine. Perfect. Acum aștept răspuns și din partea ta. Să faci tu o filmare pe contul tău. Nu băga pe alții în filmările noastre. Pentru că știi că nu-mi place să-l bași pe Alin sau pe Patroana și așa mai departe. Lasă-i pe ei deoparte și vorbește despre mine, eu vorbesc despre tine și ne continuăm telenovela împreună, dar separat. Sau separați, da? Când vin în America, vom discuta, vom stabili mult mai multe, dar vezi că trebuie să faci cură de slăbire, pentru că nu știu ce e cu tine, deci așa plinuță, cam plinuță. N-ai avut activități, ce ai făcut în Germania? Ai stat mai în casă? Nu e ok, chiar nu e ok. Așa că încearcă să mănânci pepene fiecare zi, pepene roșu, ca să nu mănânci altceva. Uite, eu m-am lăsat de grătare, de chestii și acum mă duc acasă, după ce am alergat, după ce am făcut mișcare, merg acasă și mănânc pepene roșu. L-am lăsat la frigider câteva ore. Nu e bun pepene cald, e bun pepene roșu. Și mănânc decât pepene roșu. Bine, că înainte am mai mâncat și un strudel cu dovleac. Ce mai mâncat? Două înghețate. Cam atât, din câte mi-au camite, și am băut apă.
Așa să faci și tu, da? Dacă vrei să avem o relație frumoasă și n-aș să ne fie cine? Leo? Să ne fie Leo. Na, așa nu știu cine ne poate să fie, ne poate fi. Eu zic să ne găsim și o nașă. O nașă. Să nu fie soția lui Leo, nu știu dacă Leo e însurat. Dar ar fi mișto să ne găsim o nașă separat și nașul avem, l-avem pe Leo. Nu, nu te gândi la patroană, că nu, nu vreau. N-are treabă patroana cu noi. Deci patroana iese din schemă. Olga, ți-am citit gândurile deja? Hai, bam, bam.